primul an de la promovarea în divizia A1, echipa de volei Steaua București a reușit performanța de a se califica în play-off-ul sezonului 2020-2021. Clasată la finalul sezonului regulat pe locul 3, formația antrenată de către Silviu Oancea și Dan Duroaia se pregătește să lupte pentru medalii cu Arcada Galați, SCM Zalău și SCM-ul Craiova. Calificarea în play-off-ul diviziei A1 aduce automat Stelei și un loc în sezonul viitor al cupelor europene. Ce reprezintă pentru voi calificarea în play-off? Un obiectiv foarte, foarte mare, foarte frumos. Am făcut o treabă excelentă. Ne-am dorit foarte mult să ajungem în primele patru, să arătăm că munca noastră nu a fost în zadar până acum. Steaua s-a luptat până în ultima clipă pentru atingerea obiectivului, decisive fiind succesele din rundele a 19-a și a 20-a, când a trecut cu 3-0 de Universitatea Cluj și de CS Unirea Dej. Când ai fost cel mai mândru de echipa Steaua în acest sezon? Pot să spun că a fost mândru în fiecare dintre etape, dintre turnee. Cel mai mândru, nu știu ce să zic, cred că acest ultim turneu, când a fost bucuria cea mai mare și am fost sigur că o să prindem un loc în play-off. Cu un lot format în totalitate din români, Steaua a obținut 16 victorii în 20 de etape și este pregătită să urce pe podiumul diviziei A1 după o pauză de 30 de ani. Noi am crezut de la început că avem un colectiv special și putem atinge ținte mărețe și cred că asta ne-a determinat și ne-a împuternicit să ajungem unde am ajuns acum. Eu zic că o medalie la gâtul fiecăruia dintre noi nu ar striga. Ultimul titlu național cucerit de către echipa de volei Steaua București a fost în 1991. Forța Steaua!